Ce înseamnă înșelare? Afecțiune minții. Cum se spune în popor, sărit de pe fix. Stricăciune minții. Înțelegeți cât de mare este problema? Care furcă? Care coarne? Care copite? O, diavolul este acolo, într-un nebun. Și mulți cred că diavolul este prost. El stă într-un nebun, tipă, și se dă cu capul. Este fără minte. Foarte naiv. Foarte naiv. Diavolul este activ și are o influență foarte mare. De aceea putem vedea cum lumea înnebunește sau deja înnebunit. Și aceste lucruri putem vedea chiar și în biserică. Cum să determinăm aceste lucruri? Simplu, biserica care este în har, care este scrisă în ceruri, îl lovește în cap și calcă peste toată puterea vrăjmașului. Răspândește împărăția lui Dumnezeu. Cum se vede acest lucru în viața omului? Foarte simplu. Astăzi mulți oameni sunt concentrați că trebuie să asculte un predicator tânăr sau o cântăreață tânără sau încă ceva. Lumea este concentrată asupra trupului, dar Dumnezeu nu se uită la trup, se uită la inimă. Știi la cine mă uit? Nu mă uit deloc la astea. Invers. Mă uit la cei maturi, la oameni în vârstă, la oameni formați, care sunt verificați timp de zeci de ani, acolo unde vezi 100% mișcarea lui Dumnezeu, mișcarea Duhului. Nu pur și simplu cât ești tânăr, poate că n-ai avut încă probleme, dar acolo unde a trecut viața și poți să vezi un rezultat. Știi ce mă impresionează? Când mă uit la mulți dintre pensionarii noștri, cine a întâlnit situație, propovăduiești omului, vorbești și doar a început despre Dumnezeu, pac, ei, încotro, parcă atât de bine vorbeam, ei, încotro, întoarce-te. Și cei apropiați și rude, pac. Tu înțelegi ce mare influență are diavolul? Ce înșelător este? O influență foarte mare. Și în același timp, Iisus spune, dacă ești copilul lui Dumnezeu, pur și simplu calcă peste capul lui și gata. Și toată puterea vrăjmașului este sub picioarele tale. Și nimic nu vă va vătăma. Ce diferență! Dar dacă deschizi ușa, vine problema. Și te uiți, pac, și mintea nu mai este. Ceva s-a întâmplat în mintea omului, s-a blocat. Înșelare, stricăciune minții. Cineva are acces la mințile oamenilor, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Cât este de simplu? Toată problema este că omul crede că este singur, că el controlează situația, sigur. Dar de ce lumea devine tot mai rea? Lumea înnebunește și nu este un secret. Deși este o lume civilizată, se consideră că trăim într-o lume civilizată, dar cât de multe probleme sunt, câtă răutate, câtă necurăție, câtă nebunie. Sunteți de acord cu mine? Câtă războaie, câtă violență, câtă trădare, necurăție, sodomie. De ce ai investit viața în acești copii, dar ei te urăsc? De ce nu ai relații bune cu oamenii apropiați? De ce? Cât bine le-am făcut oamenilor credincioși și ei mă urăsc. De ce? Deoarece cineva are la minte. Cineva are acces la minte. Dar mintea înseamnă totul. Problema este mult mai serioasă. Mult mai serioasă. Și cel care o înțelege, care nu înțelege, ajunge în capcană.
a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Cât de simplu este, propovedești omului, pac, și omul nu mai este. Hei, tocmai vorbeam, atât de bine. Pac și gata. Doar ai început să vorbești despre Iisus. Știi, eu admir creștini din străinătate care de mult sunt credincioși și au rezultatul vieții, mulți, 70, 80, 90 de ani, au o minte limpede și propovăduiesc atât de tare. La noi aici a vorbit un evanghelist, țineți minte. Și în același timp mă uit la oamenii de aici, din țările foste comuniste, 50, 60, 70 de ani. Dar eu nu înțeleg, dar nu știu. Pot să vezi o degradare atât de puternică. Nu este adevărat? Avem foarte mulți oameni educați, intelectuali, cu studii superioare. Dar de ce oamenii degradează? Ce se întâmplă? Cineva are acces la minte. Și acest cineva este diavolul, înșelătorul. Aici este ascunsă toată problema. Știi, sunt pastor timp de 20 de ani. Am văzut atât de mulți oameni și vieți, atât de multe chemări zădărnicite, ani pierduți. Ani pierduți pe care oamenii au pierdut pentru că erau atrași de cineva. Când alegi prieteni greșiți, comunitate greșită, relații greșite, prețul este înșelare. Ajungi în dependență, în vrăjitorie. Diavolul are acces. Tu ai deschis și mintea ta este stricată. Și în realitate, tu nu te deosebești foarte mult de acel posedat și nebun. Deoarece acela este afectat și singur, strigă, se bate, ceva face. El face rău lui însuși. Nu face rău nimănui, dar atunci când diavolul strică mintea ta și crezi că e sănătos, că totul este bine, dar tu cu mintea stricată începi să faci rău. Începi să distrugi biserica, viețile oamenilor, faci războaie și așa mai departe. În realitate, diavolul este mult mai mult în tine, dragule, decât în acela care la prima vedere se pare posedat. Acestea sunt problemele lui. Dar diavolul poate atât de bine să lucreze, că tu ești atât de deștept, că poți să duci foarte mult rău.